Astăzi, în premieră, Centrul Național Anticorupție, împreună cu PNUR Moldova, a lansat Centrul Mobil de Informare. Este un microbuz dotat, reutilat, la necesitățile CNA-ului, ca să putem interveni chiar și în condiții de pandemie. Centrul Mobil are menirea ca să mergem și în teritoriu, la campaniile care le desfășurăm noi, de exemplu, o zi anticorupție în orașul tău, dar și în taberele de odihnă pentru copii când va fi posibil. Este un centru multifuncțional, care are ca scop diverse activități și instruiri. Una din acestea a fost efectuată astăzi la Departamentul Matriculare Mijloacelor de Transport și Testarea Conducătorilor Auto. Am instruit, de fapt, responsabile de primirea probelor teoretice și practice pentru candidații la obținerea permisului auto. În cadrul evenimentului a fost abordate aspectul cadourilor, traficului de influență, mită, și aceste subiecte sunt foarte importante pentru angajații secției noastre, deoarece ei trebuie să fie informați cu ce drepturi au și ce obligațiuni au în cadrul activităților zi cu zi. Ieșind din considerentul că vom fi în teritoriu și vom interacționa cu cetățenii, ne-am gândit că centrul să ofere posibilitate ca cetățeanul care vrea să se expună pe o anumită problemă sau să fie consultat sau de ce nu să depună un denunț, să-l primim în interiorul microbusului, dotat cu tehnica necesară. Aici, în interior, avem disponibil laptopul conectat la rețeaua de internet mobil. Avem posibilitatea să transmitem informații, imagini, sunete colegilor noștri de la Departamentul de Combatere și, în felul dat, chiar și posibilitatea ca să depună cererea în scris, fiind consultați respectiv și ghidați de către noi în cadrul acestui centru mobil de informare.